proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Este cunoscut faptul că prezența bisericilor de pe principalele artere de circulație ale capitalei deranja fostul regim comunist. Cele mai multe au fost demolate, altele însă au fost translatate zeci, uneori sute de metri. Cel care a implementat acest sistem de translatare este omul providențial, inginer dr. Eugeniu Iordăchescu. Una dintre cele 8 biserici salvate este Biserica Sfântul Ioan Nou, piață, aflată în proximitatea Pieței Unirii. Construcția a fost mutată 23 de metri în mai 1986, spre bucuria enoriașilor acestui sfânt și vechi locaș ortodox, atestat documentar în secolul al XVIII-lea, care îl iubesc nespus pe ocrotitorul lor și de aceea îl numesc cu dragoste Sfântul Ionică. Prima atestare a bisericii o avem datând de la anul 1766. La început, biserica era una foarte modestă, din lemn, și a fost ctitorită de Ioniță Croitorul, staroste de Boiangii, pentru că, așa cum este și denumirea bisericii acum, Sfântul Ioan Piață, biserica s-a aflat tot timpul lângă piață. Și aici a fost o piață de desfacere a boiangiilor, a cojocarelor, și atunci este o biserică a breslașelor. În 1818, biserica a avut de suferit și atunci a fost refăcută de către ieromonahul Ioanichie. El s-a implicat și a refăcut acea biserică din lemn. Ulterior, după anul 1846, după Marele Foc, care a cuprins o mare parte, mai ales centrul Bucureștilor, biserica din nou a avut de suferit și a fost refăcută de către Iordache, staroste de Boiangii, și el la rândul lui, epitrop la această biserică. Titorul acestui locaș în care ne aflăm astăzi, biserica nu mai este cea veche din lemn, este o biserică nouă, din piatră, cu două turle. Cea veche avea o singură turlă, o biserică destul de modestă. Biserica este înzestrată cu multe odoare. Moaștele Sfântului Apostol Filip, ale Sfântului Mucenic Pantelimon Taumaturgul, ale Sfinților Români originari din Dobrogea, Epictet și Astion, și ale Sfântului Varnava de Vasa. A fost restaurată din temelie în secolul 20, în timpul patriarhilor Miron Cristea și Nicodim Munteanu. Între anii 1930-1940, Iosif Keber a fost pictorul care a reînnoit pictura. La una dintre restaurări, sub un strat gros de gips, s-a găsit portretul în mărime naturală a regelui Mihai I al României, posibil unul dintre noi ctitori. Cel mai de preț odor rămâne însă superba catapeteasmă, piesă de patrimoniu, care, potrivit datelor din arhiva parohială, a fost confecționată în anul 1711. A fost adusă și montată în biserică de către generalul Arion. După cea din urmă restaurare, catapeteasma și pictura bisericii au fost sfințite în 23 noiembrie 2014, în prezența Preafericitului Daniel, Patriarhul României. Pitită între două blocuri, această biserică martir supraviețuitoare este o gură de oxigen duhovnicesc în trepidanta viață contemporană. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.